Bucurie în mișcare la Drobeta Turnul Severin. Cetățenii sunt așteptați să ia parte la cele mai distractive ateliere, unde plăcerea și distracția sunt combinate cu sportul. Acest festival este sprijinit de Primăria Drobeta Turnul Severin, edilul orașului Marius Creciu, încurajând toți cetățenii să practice cât mai multe activități fizice pentru o viață sănătoasă. Bucurie în mișcare, cel mai amplu program de promovare al sportului de masă din România, împlinește în 2023 11 ani de activitate. Cu acest prilej, Asociația Eleven alături de Kaufland România propun pentru această primăvară 11 festivaluri dedicate mișcării în următoarele orașe: Reșița, Câmpul Lung, Iași, Brăila, Drobeta, Turnul Severin, Slatina, Giurgiu, Bistrița, Năsăud, Suceava, Zalău și Brașov. Seria de evenimente are loc în perioada 6 mai, 11 iunie. Pe 20 și 21 mai va avea loc festivalul sportiv Bucurie în mișcare Drobeta Turnul Severin, unde locuitorii orașului sunt invitați în zona Promenada Crișan să ia parte la o multitudine de activități sportive pregătite pentru aceștia. Primarul municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, cunoaște foarte bine domeniul sportiv, fiind bine cunoscut faptul că acesta a fost profesor de sport în trecut. Așadar, acesta sprijină activitățile sportive de orice fel, dorind să insufle cetățenilor iubirea pentru sport și mișcare. Bucurie în mișcare este un eveniment, zic eu, pe care trebuie să-l încurajăm. Este prima ediție, foarte mult sport pentru toate vârstele. Dumneavoastră sunteți mai tineri, dar eu mă raportez și la Daciada, vechiul festival al sportului românesc acum zeci de ani, dar care de-a lungul anilor a dat foarte multe talente. Era un festival cu mare căutare la tineret, la public. Ne bucurăm ca în aceste zile să avem activități sportive, judo, fotbal, tenis de masă. Sunt așteptați toți severinenii. Noi încurajăm sportul la nivel de primărie, încurajăm toate entitățile sportive care doresc să se implice. Îi așteptăm pe cât mai mult severineni la acest eveniment. Voi fi și eu prezent. Împreună cu Asociația Mode of Life și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți, cu sprijinul Primăriei Drobeta Turnul Severin și alături de partenerii locali implicați în program, vor oferi iubitorilor de mișcare prezenți la eveniment demonstrații de judo, dans modern și tradițional, zumba, karate, kangu jumps, box, tenis de masă, kickbox, precum și provocări sportive concrete, competiții de fotbal și de handbal, dar și ateliere creative de escaladă, badminton, siguranță rutieră, jocuri logice, desen pe asfalt și face painting și multe altele. Octavian Popescu, inspectorul principal al Direcției Județene de Sport Mehedinți, a promovat întotdeauna mișcarea drept stil de viață, încurajând oamenii din toate categoriile de vârstă să practice sport, indiferent de ce aleg. Gama variată de activități sportive incluse în acest festival oferă posibilitatea fiecărui cetățean, indiferent de vârstă sau performanță, să participe la ceea ce se potrivește fiecăruia. Direcția Județeană de Sport Mehedinți, în colaborare cu Asociația Mode of Life și cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta Turnul Severin, organizează în perioada 20-21 mai anul curent, pe Promenada Crișan, Festivalul Bucurie în Mișcare. Festivalul sportiv are loc pentru prima dată în municipiul Drobeta Turnul Severin și își propune promovarea sportului mehedințean. Pe această cale vă informăm că în cadrul competiției sportive organizat de către Direcția Județeană de Sport Mehedinți și Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin, vă vom oferi participanților acest festival o multitudine de acțiuni sportive. În cadrul competiției sportive vă vor fi aduse și prezentate cluburi locale sportive din municipiul Drobeta Turnul Severin și sportiv de performanță. Și, totodată, vă invităm să participați alături de noi pentru mișcare și promovarea sportului mehedințean. Vă așteptăm cu drag! Reprezentantul Asociației Mode of Life, Cătălin Mihăilescu, încurajează cetățenii să se alăture acestui festival și să se bucure de tot ceea ce include programul. Vor exista numeroase ateliere, prin urmare, severinenii și nu numai sunt așteptați într-un număr cât mai mare la acest eveniment viu, extrem de ofertant. Festivalul este organizat la nivel național de Asociația Eleven, organizat anul acesta în 11 orașe din România și sărbătorește 11 ani de la înființare. Pentru prima dată în Drobeta Turnul Severin, acest festival sportiv își propune să promoveze mișcarea în rândul cetățenilor municipiului, cetățeni de orice vârstă, de la cei mai mici până la cei mai bătrâni. Pe lângă demonstrațiile sportive și atelierele sportive pregătite de asociațiile și cluburile din oraș, avem o serie de ateliere
pentru cei mici, pentru tine în general. Tinerii sunt încântați ca oportunitatea de a participa la activități diverse în cadrul unui eveniment care încurajează de asemenea prietenia și comunicarea, sportul fiind un prilej potrivit de a crea legături cu oameni care împărtășesc iubirea pentru el. Să ne spui ce înseamnă acest festival pentru voi, tineri? Acest festival înseamnă o nouă oportunitate și de a cunoaște, de a interacționa cu copiii mici și de a avea o bună comunicare cu copiii mici. Ce activități vor fi în acest festival? În acest festival vor avea parte ateliere, precum pictură, tir cu arcu, topogane. De ce ați luat decizia să faceți acest festival? Am luat decizia de a participa la acest festival deoarece aș vrea să aflu cât mai multe despre interacțiunea cu oamenii și de a avea o bună comunicare. Bucurie în Mișcare este un spațiu care integrează idei de jocuri și metode simple de a face mișcare, menite să-i ajute pe participanți să se inspire și să aleagă mișcarea zi de zi, într-o lume invadată de tehnologie.